Bună dimineața, bine ne revedem la o nouă conferință de presă din această săptămână și aș vrea să vă aduc la cunoștință câteva din evenimentele săptămânii trecute. Așa cum am anunțat și pe pagina de socializare a primăriei, municipiul Roman a primit două premii, pe de o parte la gala administrației, acolo unde pietonalul a fost premiat ca și investiție, și un al doilea premiu care a venit de la EON la categoria municipalității, acolo unde a fost premiată microhidrocentrala de pe râul Moldova, și mai mult decât atât a primit și premiul de popularitate primind cele mai multe voturi online. Pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor romașcanilor care au votat ca acest proiect să câștige acest premiu și cred eu că reprezintă o recunoaștere a unei bune practici la nivelul municipiului Roman, mai ales din partea unei companii atât de importante, o companie privată și care a avut un juriu extern. A fost un eveniment deosebit la Palatul Regal. Am avut posibilitatea să întâlnesc și directorul general al EON România, precum și alte personalități importante din cadrul acestei companii. O altă activitate pe care am realizat-o săptămâna trecută ține de Direcția de Urbanism, în sensul în care, în urma unei adrese venite de la prefectură, am fost nevoiți să facem un inventar al tuturor acoperișilor de pe blocurile din municipiul Roman. În acest sens am trimis solicitări către asociațiile de proprietari și le-am cerut să ne comunice dacă există realizate astfel de acoperișuri, precum și câte dintre ele au sau nu documente în regulă, autorizație de construire și așa mai departe, pentru că ne dorim să realizăm un inventar și să avem o imagine cât mai clară din acest punct de vedere. Vreau să atrag atenția asociațiilor de proprietari că pentru realizarea unui acoperiș este necesară obținerea autorizației de construire, pentru că în caz contrar, orice lucrare care este făcută în afara legii și neprofesionist poate genera probleme, pe de o parte probleme de natură financiară, în cazul în care sunt daune civile, răspunderea aparține asociației de proprietari ca și organ reprezentativ al proprietarilor, dar ferească Dumnezeu de alte probleme care să pună în pericol sănătatea sau viața umană, caz în care problemele pot fi și de natură penală. De aceea facem un apel atât la cetățeni, dar și la asociațiile de proprietari să se implice în conștientizarea persoanelor cu privire la necesitatea obținerii actelor pentru autorizația de construire și în același timp la înțelegere între proprietari, pentru că acoperișul este o cotă parte comună de proprietate a tuturor proprietarilor și trebuie să participe financiar toți pentru reparația sau pentru realizarea unui acoperiș nou. De asemenea, în urmă cu două săptămâni am început activitățile de montare a ornamentelor de iarnă. Continuăm și în această săptămână pe tronsonul dintre Episcopie și Central. Vreau să vă aduc la cunoștință și faptul că am mai achiziționat o serie de ornamente noi, tocmai din dorința de a face ca an de an să avem câte o schimbare.
la nivelul ornamentelor de iarnă și în același timp să încercăm recondiționarea celor vechi și amplasarea acestora și în alte cartiere, nu numai în zona centrală a municipiului Roman. De asemenea, și iluminatul primăriei va fi schimbat pe timp de iarnă, fiind achiziționate instalații noi, pentru că eu cred că în preajma acestor sărbători de iarnă trebuie să ne mândrim cu toții de un oraș cât mai frumos, cât mai curat și, bineînțeles, cât mai împodobit specific activităților de iarnă. Și în această dimineață am avut o discuție în ceea ce privește amplasarea patinoarului la Roman. Intrăm în linie dreaptă. Vom încerca pentru ședința de Consiliu Local de pe data de 31 octombrie să venim și cu acordul de asociere cu firma care se va ocupa de realizarea târgului de Crăciun. Târg care, vă spuneam, va începe cu data de 1 decembrie, când va deveni operațional și funcțional și patinoarul. Mai departe, la sfârșitul săptămânii trecute, s-au realizat lucrările de preluare a denivelărilor la sensul de girație Poarta Nord și, în funcție de condițiile meteo, din păcate astăzi după amiază este anunțată ploaie și mâine toată ziua ploaie, dar poate de miercuri, joi, vremea se va îmbunătăți și vom putea turna stratul de uzură la acest obiectiv de investiții, astfel încât să putem să ajungem spre finalizarea acestui obiectiv și vom încerca de asemenea ca imediat după turnarea stratului de uzură să realizăm marcajul longitudinal al sensului de girație și de asemenea am vorbit cu constructorul să încercăm să găsim o soluție de marcare acestui sens cu indicatoare pe bază de LED-uri, astfel încât să atragă atenția conducătorilor auto legat de acest sens de girație, deși, vă spun sincer, și eu am trecut pe timp de noapte acolo și chiar și când era ceață, acel iluminat cu LED-uri pentru sensul de girație este destul de eficient. Însă, din păcate, în condițiile în care conducătorii auto circulă cu viteză excesivă în acea zonă, pot apărea și evenimente neplăcute. Știți foarte bine, până acum două astfel de evenimente s-au întâmplat. Unul e cazul unui conducător auto care se afla și sub influența băuturilor alcoolice și o viteză estimată de polițiști la circa 150 km la oră. E greu să eviți un astfel de obiectiv, mai ales în condițiile în care legislația obligă ca în preajma acestui sens de girație viteza legală să fie de 30 la oră. Și de asemenea a fost un alt eveniment în noaptea de vineri spre sâmbătă, unde de asemenea o persoană din Bacău, urmele de frânare sunt de 70 de metri și ați văzut și mașina cum a ajuns acolo, deci e clar că tot viteza este cauza pentru care s-a produs acest lucru, în condițiile în care, în momentul de față, chiar dacă este în construcție, iluminarea și semnalizarea acestui sens este destul de evidentă. Mai departe, știu că vă adusesem la cunoștință faptul că am trimis o adresă către APASERV, prin care le-am solicitat închiderea gropii generate de acea avarie de la parcarea etajată de la piață. Din discuțiile telefonice pe care le-am avut cu reprezentanții APASERV, ni s-a spus că în cursul săptămânii trecute urma să ajungă expertiza pe care ei au efectuat-o în zonă. Așa cum bine știți, la nivelul APASERV-ului au avut loc o serie de modificări în ceea ce privește conducerea
acestei societăți. Eu îmi doresc o bună colaborare cu toate societățile care furnizează utilități pe raza municipiului Roman, drept pentru care mi se pare de bun simț să aștept o primă discuție și o primă întâlnire cu noul director al acestei societăți, să stabilim un mod și o manieră de lucru și ulterior, pe baza consimțământului reciproc asumat, să găsim soluții astfel încât romașcanii să beneficieze de cele mai bune servicii în ceea ce privește alimentarea de apă a municipiului Roman. De aceea, chiar în ședința operativă de dimineață, am discutat cu șeful zonei Est și i-am cerut ca, în măsura în care va avea o întâlnire cu noul director, să stabilim o întâlnire în care să stabilim maniera de lucru. O altă discuție pe care o avem în urma întâlnirii cu ministrul mediului de la Piatra Neamț de vinerea trecută se referă la faptul că ar fi bine ca legislația locală să fie modificată în ceea ce privește aruncarea deșeurilor în alte locuri decât cele special amenajate și chiar vrem să implementăm o modalitate de lucru care să încurajeze pe romașcani să îi reclame pe cei care sunt certați cu normele de conviețuire socială și pe lângă amenda care să se aplice persoanei care aruncă în alte locuri decât cele special amenajate, să gândim și o formă de recompensare a celor care aduc la cunoștință astfel de fapte, pentru că dacă ne dorim cu toții un oraș curat, acest lucru nu trebuie lăsat numai în sarcina administrației publice locale, ci trebuie să ne implicăm cu toții cei care conviețuim în acest municipiu. Și vom găsi o modalitate de lucru prin care să se facă sesizările prin poliția locală, astfel încât să putem lua măsurile cele mai ferme atunci când se întâmplă astfel de lucruri. Așteptăm cu interes și finalizarea licitației pentru zona 2, zona Roman, organizată de Consiliul Județean pentru colectarea, selectarea și transportul deșeurilor prin stația de transfer de la Cordun, pentru că odată operațională această stație de transfer, putem să vorbim despre activități de informare a cetățenilor în care primăria se poate implica pentru a ne educa în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor. De asemenea, un alt proiect pe care vi l-am adus la cunoștință săptămâna trecută prin intermediul paginii de socializare a Primăriei Municipiului Roman se referă la acea inițiativă Grădina cu Zarzavat, în urma care am invitat directorii de unități de învățământ de pe raza municipiului pentru a le propune acest proiect și nu am finalizat încă centralizarea, dar până acum și-au depus intenția de a se implicat în acest proiect Colegiul Național Roman Vodă, Colegiul Petru Poni, Institutul Franciscan și Școala Costache Negri. Aici, practic, va fi, cred, o colaborare între cele două unități de învățământ și, de asemenea, mai așteptăm colaborări întrucât Colegiul Miron Costin și-a exprimat disponibilitatea de a primi în gazdă, ca să spunem așa, având suprafețe de teren necesare, alte unități de învățământ care să poată să implementeze acest proiect. Și, în fine, un ultim subiect se referă la sentința pe care Curtea de Apel Bacău a pronunțat-o vinerea trecută,
Eu știți foarte bine că nu am comentat niciodată și nu voi comenta sentințele instanțelor de judecată, chiar dacă personal consider că nu e justificată, voi aștepta motivarea acestei sentințe și ulterior o voi ataca la Înalta Curte de Casație și sigur în funcție de rezultatul de acolo vom decide ceea ce este mai bine de făcut mai departe. Însă vreau să spun foarte clar că în condițiile în care va fi din nou o sentință nefavorabilă, nu voi avea nicio problemă în a depune demisia din funcția de primar, dacă va fi cazul, și nu mă voi prevala de, eu știu, acele tertipuri de a prelungi un eventual ordin de încetare venit din partea prefecturii. Voi respecta întru totul decizia sentinței judecătorești, însă am dreptul la această apărare, la această cale de atac și o voi obza cu toată încrederea și speranța că lucrurile vor evolua în direcția în care mi-o doresc eu. Acestea au fost informațiile pe care am vrut să vi le aduc și vă aștept pentru întrebări. Să rămânem la subiectul ăsta, domnule primar. Veți putea candida din nou în situația în care ați spus-o dumneavoastră, chiar și după demisie? În momentul de față, un alt aspect pe care eu l-am sesizat Curții Constituționale este legat de faptul că mi se pare neconstituțional interdicția aceasta de a candida timp de 3 ani. Practic, indiferent că discutăm de o faptă deosebit de gravă, conflict de interese de natură penală sau conflict de interese de natură administrativă sau incompatibilitate, indiferent cât de gravă este situația, practic această interdicție este egală, 3 ani. Eu am dat și un alt exemplu în instanță în care am spus, eu am fost găsit incompatibil de către ANI pe două articole. Și i-am spus instanței, păi în cazul în care dumneavoastră constatați că pe unul dintre ele nu sunt și pe unul sunt, sancțiunea e aceeași. Practic, nu dă voie la acel principiu normal al proporționalității. Trebuie să existe un minim și un maxim. Există și jurisprudență la nivelul Curții Europene a Drepturilor Omului, de aceea eu am făcut această sesizare și la Curtea Constituțională și așteptăm și Curtea Constituțională să se pronunțe. Deci eu practic voi respecta legislația în vigoare când va fi. Poate să nu intre dosarul și să trimit un răspuns că nu sunt odată definitivă. Nu, eu nu discut. Deci atenție. Deci nu discutăm de sentința de la Bacău. Eu am făcut o sesizare a Curții Constituționale în ceea ce privește legea incompatibilităților. Și sigur că în condițiile în care... Nu are nicio legătură cu dosarul. Deci, doamnă, deci, asta, n-ați știut că nu aveți voie să fiți da, și acolo și acolo? Deci, eu, în momentul de față, eu atât vă spun că, din punctul meu de vedere, acel raport al ANI este incorrect, pentru că pe mine m-au catalogat și m-au dus pe o cu totul altă literă decât prevede legea. Eu, din punctul meu de vedere, și acum vă spun că eu eram în deplină compatibilitate în ceea ce am făcut. Eu, da. ANI s-a autosesizat sau... Nu, a fost o sesizare făcută în anul 2014 de către un cetățean mort în anul 2012 și care privea votul meu pentru o sentință de Consiliu privind alocarea unor sume de bani la echipa de fotbal. Deci nu a avut nicio legătură cu spitalul. Sigur că în momentul în care am ajuns la instanță, am solicitat și eu dosarul de la ANI. Am primit un dosar foarte gros în care am văzut că am fost verificat. Păi da. De ce n-ați mers pe chestiunea asta? Nu există persoană? Dar nu privește ANI. În momentul în care a fost sesizată, indiferent de cine a fost sesizată, și nici fapt. Iar vă spun că am fost controlat și la averea, am găsit conturi de bănci de care eu uitasem de prin 2005, care erau închise, de prin 2002 niște firme în care eram asociat și așa mai departe. Deci, căutarea a fost lungă.
Nu. Să nu, eu nu pot acea să... sesizare este făcută doar pentru abonamentul. Aia trageți dumneavoastră concluzia. Nu. Wow. Dar între timp s-a modificat și legislația. Păi, asta era un alt argument pe care eu l-am adus în discuția instanței. Fiind vorba de o sancțiune administrativă, urmează caracterul legii cele mai favorabile, la fel ca în dreptul penal. Și prin modificarea legislației, în momentul de față, nu mai există acea incompatibilitate. Povestea cu Consiliul de Administrație. Da. Păi, și spuneați dumneavoastră de ceilalți. Păi haideți să luăm două exemple, da? De oameni care, deși au fost în incompatibilitate sau au putut să candeze. Unul este europarlamentarul Mircea Diaconu, da? Și care pe cale judecătorească a obținut dreptul de a candida, și cea de-a doua este Claus Iohannis. Dar nu neapărat. Eu am încercat să aduc în atenția instanței jurisprudența care se practică în acest moment. Am depus chiar comunicatul ANI, care în momentul în care a dat un punct de vedere vis-a-vis de modificarea legislației, a spus că îi afectează 344 de dosare de pe rol, unde se afla și dosarul meu. Ori, la instanță nu s-a luat în calcul acest lucru și mai mult decât atât, v-am spus că am pus jurisprudență inclusiv a înaltei curs de casație, care prevede că faptul că în astfel de situații se aplică legea mai favorabilă. Vom vedea, v-am zis, la înalta curte vom vedea cum vor sta lucrurile. Păi, prima dată să aștept, nu, dar aștept motivarea. De când vine motivarea, de la comunicarea acelei motivări, voi avea la dispoziție 15 zile pentru... Da, pe eu eram reprezentantul Consiliului Local. Chiar dacă eram în calitate de viceprimar, litera F de la articolul invocat... Nu putea să vă delege ca viceprimar, ci doar ca și consilier. Da, în calitate de consilier local. Păi, și vă mai spun un lucru. Legea incompatibilităților a apărut în 2003, iar spitalele au fost date în administrarea consiliilor locale în 2006. Și în incompatibilitățile de la Consiliul de Administrație din legea spitalelor, nu este prevăzută aceasta cu calitatea de viceprimar. Dar nici nu vorbim de sumă, că nu s-a văzut, că nu era o remunerație de natură salarială. Era o indemnizație și de asemenea există jurisprudență la nivelul înaltei curs de casație în care indemnizația, de exemplu, de consilier local, indemnizația de ședință, nu este asimilabilă veniturilor de natură salarială. Da. Repet, aici... Da. Păi, ca drept dovadă, așa și este. Plus că ANI face confuzie și face vorbire în raport că de la angajatorul Spitalul Municipal de Urgență Român. Ori eu nu am așa ceva, nu am un raport de muncă. Da, mă rog. Bun, bine. Da. Da, avem depuse la Agenția Națională pentru Locuințe documentațiile pentru construirea a 6 blocuri de locuințe. Două sunt locuințe destinate tinerilor până în 35 de ani, conform programului, și ca un subprogram am mai depus documentația pentru construirea unui bloc de locuințe de serviciu pentru cadre medicale, un bloc de locuințe pentru specialiști în educație și două blocuri de locuințe de serviciu. Exact cum ați spus, aceste locuințe sunt pentru persoanele care au până în 35 de ani. Vorbim de cele două, ANL, care sunt pe ANL. Celelalte patru blocuri sunt pe un program separat. Există cineva care face un control sau o inventariere a persoanelor care au depășit 35 de ani sau... Da, se face... Da. Nu, nu. Ilegal, am înțeles. Și duce la rezilierea contractului. În momentul de față nu avem astfel de reclamații. În trecut este drept, am avut. Chiar am constituit și o comisie de lucru, dacă mi-aduc eu bine, acum vreo 3 ani în urmă, eram viceprimar și am găsit două sau trei situații și am reziliat contractele.
Ulterior a mai fost o reclamație care s-a confirmat și de asemenea a dus la rezilierea acelui contract, însă în momentul de față nu avem sesizări sau probleme deosebite din acest punct de vedere. Și ca să vă răspund la prima parte a întrebării, evaluarea se face anual de către o comisie desemnată de Consiliul Local și condiția este ca vârsta de 35 de ani să fie la depunerea dosarului, ulterior atribuirea putându-se face până la vârsta de 38 de ani. Și se întâmplă ceva vis-a-vis de chirie? Nu, în momentul în care se depășește vârsta de 35 de ani, se schimbă modalitatea de calcul a chiriei. Da. Da, asta trebuia să o întrebați pe dumneavoastră, nu pot eu să răspund. Da, păi. Da. Așa, nu, mă gândeam că poate o să ne aduceți niște amănunte legate de ceea ce am aflat noi ulterior, de teritoriul de pericolul pe care prezintă cheile unitare. I-a văzut la momentul secretarul de stat de la data de mediu, a spus că e doar pașii în adevărat de rocini. Acolo e desprinderea rocilor care ar putea... Da, e o problemă care ține de Agenția de Mediu, Garda de Mediu, cei care sunt în... Primăria Roman nu are competență în acea zonă. Așa este, întrebați-l pe domnul președinte al Consiliului Județean. Da, vom căuta soluții. Voi merge săptămâna viitoare la București. Ne-am stabilit deja o întâlnire cu dumneavoastră pentru a găsi soluția optimă. Nu e fezabil. Nu. Pentru genul ăsta de activitate. Vom vedea din momentul în care vom avea o soluție tehnică, vom ști ce avem de făcut mai departe. Da. În momentul de față vreau să vă spun că noi ne aflăm într-un litigiu cu operatorul de salubritate, tocmai pentru a stabili aceste lucruri. Însă, din păcate, e posibil ca acest litigiu să dureze foarte mult și luna martie se apropie foarte, foarte repede, cu pași rapizi. Moment din care România va intra în infringement cu Comisia Europeană în ceea ce privește aceste platforme temporare. Mai există 17 astfel de platforme la nivelul României, plus depozite neconforme mai vechi. Vom căuta factorii și, practic, acest lucru a făcut apel și doamna ministru la un consens la nivelul Consiliului Județean. Acest lucru l-am propus și eu și, dacă e cazul, să avem o întâlnire cu reprezentanții Consiliului Județean, având în vedere că e o problemă care ține de o anumită zonă a județului, nu numai de municipiul Roman, se pot găsi soluții ca printr-o finanțare de la Consiliul Județean să putem obține relocare. Dar, repet, până nu voi ajunge la doamna ministru, și să-i prezentăm situația, pentru că fiecare din aceste platforme are particularitatea ei. Și atunci, așa am convenit cu doamna ministru, să mă întâlnesc cu dumneavoastră, să-i prezint printr-un memoriu
situația de fapt și ulterior să găsim soluția cea mai bună. Vom vedea în cadrul acestui proces dacă acel cont a fost creat sau nu. Dumneavoastră, care soluție a creat? De locale, alimentice, nu mai vedeți? Nu. Dacă e să mă întrebați pe mine, eu mi-aș dori să poată fi posibilă amenajarea la fel cum s-a făcut și la groapa veche. Dar, repet, e o discuție pe care trebuie să o fac la minister. Proiectul privind modernizarea pieții mai este de actualitate? Așteptăm finalizarea puzzle-ului și ulterior vom începe și proiectul tehnic. Vă gândiți ca în acest proiect să mai includeți și o serie de servicii noi, apropo de discuția pe care am avut dumneavoastră referitor la legislația. Așa. Legea 30/2006, care are exact stipulate competențele organelor care trebuie să reglementeze aceste vânzări în piață, da. Ceea ce înseamnă floră spontană. Da. Deci, cei care doresc să comercializeze aceste produse din flora spontană trebuie să dețină un certificat fitosanitar eliberat de Direcția de Sănătate Publică. În momentul în care vor avea acel certificat, da. Deci trebuie să aibă aceste avize. Fără aceste avize, comercializarea acestor produse este ilegală. Nu e competența Primăriei Municipiului Roman. Sunt organe abilitate ale statului care să facă acest lucru. Atitudinea poliției locale, dumneavoastră ați negat-o față de acești mici? Eu nu e că am negat-o, doar v-am spus că v-am întrebat dacă ați fost prezentă la fața locului când s-ar fi petrecut. Și eu la fel, v-am zis că pot să vă postez și eu. Deci trebuie să înțelegem cu toții că este o formă de comerț ilegal și care poate pune în pericol și sănătatea publică. Ba chiar mai mult, vineri, am avut control de la Direcția de Sănătate Publică pentru a verifica dacă în piață se comercializează astfel de produse din flora spontană. De pentru care trebuie să înțelegeți... Sigur. Și trebuie să înțelegeți faptul că este un demers ilegal, ceea ce susțineți dumneavoastră. Până nu îndeplinesc toate condițiile prevăzute de lege, oricât de mult ne-am dorit sau am vrea să-i susținem pe cei care realizează astfel de tipuri de comerț, trebuie să înțelegem că este ilegal. Nu. Nu știu, nu cunosc. Nu. Eu nici nu voi putea fi prezent lipsind din localitate. Vom interveni cu tot ceea ce este nevoie pentru ca spitalul să-și mențină gradul 3 la această evaluare, la fel cum am făcut-o și la prima evaluare. În continuare se lucrează la secția ORL pentru reabilitarea acestei secții și nu ne va mai rămâne decât o singură secție de reabilitat în cursul anului viitor. Și după cum bine știți, noi în acest an am alocat și 300.000 de lei pentru izolarea termică
a părții posterioare a clădirii principale. Deci în fiecare an vom vedea și în funcție de necesitățile lor, când vor veni cu lista de investiții, vom încerca să-i ajutăm. Vom face prima dată această inventariere și ulterior, de comun acord cu asociațiile de proprietari, vom găsi soluțiile cele mai bune. Nu, acum, păi, am început de săptămâna trecută să trimitem adresele și așteptăm centralizarea lor. Mulțumesc! Da, acolo... Din păcate, nu a fost neapărat pentru noi acea situație. A fost le-am cerut lor să aibă o evidență cu numele de telefon a unor persoane de contact care au grijă de acele apartamente. Nu e în atributul nostru să avem. A fost doar o recomandare pe care le-am făcut-o eu lor. Vă dați seama că eu doar le fac recomandări și propuneri. Dacă doresc să le ia în calcul bine, dacă nu, cu ceea ce am mai avut aici discuții împreună, trebuie să înțelegem, sunt organisme separate, independente și care nu se supun... Da, asta se referă pentru comunitățile din mediul rural. Atât. Da, da, da. Nu am luat încă în calcul, v-am spus doar că analizăm și această variantă, putând merge chiar, eu știu, scutiri de a unor anumite taxe, eventual chiar prin discuții cu operatori de salubritate, scutire la plata deșeurilor pentru 2-3 luni. Va trebui să căutăm o soluție care e, dar v-am prezentat-o doar ca și idee. Trebuie, în primul rând, vă dați seama, sigur că sunt importante și acele sezări care sunt aduse la cunoștință că există depozitate deșeuri pe o anumită zonă. Însă noi trebuie să și identificăm persoanele care depozitează acolo și, sigur, mai departe, dar, repet, depinde foarte mult de finalizarea acestei proceduri de la Consiliul Județean pentru zona 2, zona Roman, pentru că ulterior, odată ce implementăm acel sistem de colectare selectivă cu deșeuri, cu containere separate pentru fiecare categorie de deșeuri, încetul cu încetul acolo cred că vom putea să intervenim și să aplicăm pe de o parte și aceste prevederi, dar în același timp cred eu că cel mai important este ca primăria, prin toți factorii de decizie, prin toți membrii comunității, să învățăm cât mai repede să ajungem să colectăm selectiv. Da, acolo era un demers al Consiliului Județean care își dorea realizarea acestor obiective în județ. Noi am fost întotdeauna de bună credință față de Consiliul Județean. De fiecare dată când au avut o solicitare și o nevoie de sprijin, am venit în sprijinul lor și le-am pus la dispoziție suprafețele teren necesare. Mai departe, nu ne-au fost comunicate, nu ne-a fost comunicat stadiul în care se află acest proiect. Din câte se știe, nu s-a mai făcut nimic, practic, doar știu că a fost o discuție inclusiv prin PNDL să fie finanțate aceste heliporturi. Noi oricum ne manifestăm în continuare întreaga disponibilitate din punct de vedere instituțional să colaborăm cu Consiliul Județean. Cum
ce stadiu sunt de ocupare? Da, ele sunt ocupate în totalitate, sunt date în administrare Spitalului Municipal de Urgență Roman, care la rândul său le pune la dispoziția medicilor care vin la Roman. Să știți că este o întreagă competiție la nivelul României în ceea ce privește atragerea de specialiști în sănătate și de aceea trebuie să punem și noi la dispoziția acestor medici noi care vin cât mai multe facilități pentru a-i atrage la Roman. Sunt ocupate 100% și în perioada imediat următoare vom mai achiziționa încă un astfel de apartament care va avea aceeași destinație și va fi dat tot către... tot din același mod. Nu ați spus nimic de pietonal și a existat o promisiune că anul acesta este finalizat sau va fi finalizat. Vom vedea filme pe apă? În niciun caz condițiile meteo nu ne vor mai permite acest lucru. Noi am finalizat în acest moment tot ceea ce înseamnă partea inferioară a pietonalului, placarea cu granit. Și din primăvara anului viitor vom trece la punerea în practică și finalizarea în ceea ce privește proiecția de film pe perdeaua de apă. Deci, și e pregătită totul, dar condițiile meteo nu mai permit în acest moment montarea acelor pompe, intrând într-o perioadă de iarnă și existând riscul distrugerii acestei investiții și e păcat. Ați spus că ați discutat cu cel care va pune la dispoziție patinoarul sau firma. Puteți da ceva detalii? Va fi contracost? Bineînțeles că va fi contracost. Perioada de funcționare între 1 decembrie și 28 februarie. Va fi amplasat în parcarea de la Roman Vodă, zona aceasta dintre stâlpii de delimitare cu parcarea din fața primăriei. E vorba de un patinoar standard cu 150 de patine pentru închiriat. Și zicem noi că... Da. O terasă... Vom avea o căsuță a lui Moș Crăciun plus 20 de căsuțe pe care Primăria Municipiului Roman le va pune la dispoziție și care vor fi închiriate pe tot parcursul lunii decembrie. Tot de CSM vor... Nu. Aici e exclusiv a firmei Viobet. Va fi și o terasă cu... O căsuță, probabil. Doar da. Unde... Sau Moș Crăciun, da. Se va mai face... pericul prin oraș cu pachete? Va rămâne în vigoare tot acest program, însă îl vom prezenta ulterior când e finalizat. Se lucrează. Da. Păi e o taxă care este în vigoare și noi, începând cu anul viitor, vom inventaria toate acele clădiri care se pretează a fi impozitate cu, sau supraimpozitate, mai bine spus, vom soma în cursul anului viitor proprietarii acelor imobile pentru a-și reabilita clădirile, în caz contrar urmăm să aplicăm lege. Asta se referă la proprietarii particulari, ce se întâmplă cu cele ale municipalității? Casa Celibidache, după cum bine știți, ne aflăm pe rolul instanțelor de judecată pentru a obține acel proiect cu finanțare europeană, în caz contrar urmând să suportăm din acel împrumut reabilitarea acelei clădiri. Municipalitățile nu plătesc impozit. Deci nu avem cum să supraimpozităm. S-a întâlnit săptămâna trecută acea comisie la nivelul Ministerului Culturii. În cursul acestei săptămâni așteptăm un răspuns. Pun alții. Da, vă mulțumesc.